așa, pe care i-a spus cu un mesaj, de experiența ta din Bucegi. Așa, și nu știu, să ne zici mai multe, să nu știu. Păi ce ai citit acolo încă? Da, ok. Tot ce zis în cartea aia e. Da. Acum. Nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic. Dar oricum să nu crezi că ajunge cineva acolo. În peștera aia. De ce? Știi de ce? Decât eteric poate să ajungă. Eteric. Și ca să ajungă, omul trebuie să fie din ăsta prost, nu bun. N-am înțeles nimic, n-am zis nimic. Și trebuie să fie un om nebun sau prost. Da. Ca să poată să ajungă acolo. Deci nu ajung decât oamenii care sunt eteric. Să lasă pe ei. Fraie. Da. Nu e fraie, nu ajung. Există o serie de cărți care sunt încadrate așa la SF, da. Care vorbesc despre tunelurile din munții Bucegi, care duc până nu știu unde și prin care te deplasezi nu ca în dimensiunea noastră spațiu și timp, ci eteric, așa. Și curiozitatea mea era legată de faptul că, ok, sunt vizate tunelurile alea, fiindcă se află pe teritoriul nostru, așa. Dar cum zici tu, nu, oricum nu ai acces acolo, deci chiar și dacă se știe că ele există... Nu ai acces de ceva cu intrarea. Nu ai cum să... Ca să ai acces, în carte am explicat, adică și la călătoria în timp, ce trebuie făcut, dar nu vede nimeni în cărți. Da. Sunt niște taine acolo de mamă. Da. Dar nu le vede nimeni și nu e nicio problemă, înseamnă că nu suntem pregătiți să le... Eu am făcut când eram însărcinată, am mers până la Sphinx, am mâncat ceva la un restaurant. Și simțeam, nu erau geamul și simțeam așa că parcă mă sufăm, era și foarte cald și cu tensiunea, mi-a ieșit afară, dar n-am mai reușit noi să ne continuăm drumul, am mașinat. Pa, cred că energia fiind prea puternică, nu, dar ce urma să fie, eu nu puteam să fac față, cred că nu eram pregătită și așa că mai bine am mașinat și ne-am întors acasă. Deci tu crezi, pe exemplu, că dacă omul nu are smerenie, poate cumva să acceadă la aceste taine niciodată. Niciodată. Cei care pun asemenea întrebări vor puterea ale lumii. S-au și închis. În clipa în care a pus întrebarea s-au închis. Da, pentru că nu e de mult de întrebat. Nu e vorba despre... Deci ca să poți să ajungi acolo, omul trebuie să fie smerit. Da. Acolo, în toate cărțile, se explică cum se face călătoria în altă lume, în alte civilizații sau în timp. Dar cine le vede? Că nu le vede nimeni. Deși sunt la vedere, nu ești vedere. Deci dacă citești cărțile, sunt instrucțiuni cum se face. Da. Ăsta ale mele. Da. Dar dacă nu, da, nu e pregătit, nu le vezi. Nu totdeauna să crezi un zi. E totul la vedere. Și când vrei să ascunzi ceva, ascunzi la vedere. Un cadou sau orice chestie. Dovadă că în inima ta, nu? În inima noastră este divină. Iată este el. Inima lui este inima ta. Când dacă iubești cu cine, ne continuăm. El e ce iubești cu cine.